angajament câștigat de jucătorii echipei Dunai Varoș și acel Bicac. Trotter. Și gol marcat de Brock Trotter în minutul 7 și 41 de secunde, deschidere scor la Brașov. A marcat jucătorul cu numărul 88. Contratat brașovean, purtat de Tamaș Gaido și Kovaș Matia. Șut și gol marcat de Patrick Mahala. Beneficind de reboundul nefericit al lui Pințeș Bendeguz, Patrick Mahala, jucătorul român de origine cehă, reușește să înscrie Nemet Arpad. Trotter. Șut și gol marcat de Radim Valhaj. Primul gol în power play din acest sezon, marcat de Cora Brașov și înscris de golgheterul Radim Valhaj. Bravo, Radim! O succesiune de pasă rapide încurcă Gliga, care pornește pe contraatac. Radim Valhaj, 3 contra 3. Și gol marcat de Roberto Gliga din partea lui Kovaș Matiaș. Dunai Brașov 4, Dunai Varoș Acel Bicac 0. Minutul 32 și 32 de secunde. Erdei blocat de Zoltan Molnar. Cuba Borș, Radim Valhaj, 1 contra 1. Hai, Radim! Și gol! Marcat de Radim Valhaj. Dunai Brașov 5, Dunai Varoș Acel Bicac 0. Minutul 37 și 47 de secunde. De partea cealaltă, Sapanoș, Dutkin, Loții. Și Sapanoș înscrie. Simplu și foarte repede, echipa Dunai Varoș Acel Bicac fructifică această sfertă numerică. Radim Valhaj, Trotter. Radim Valhaj și gol marcat de Zsombor Molnar din pasa lui Radim Valhaj. Iar al doilea asist îi revine lui Brock Trotter. Cora Brașov 6, Dunai Varoș Acel Bicac 1. În minutul 43, Radim Valhaj pune și din treimea proprie. Nick Ward pe extremă, Gerrit Hunt. Și gol marcat de Gerrit Hunt. Și el la primul gol pentru Cora Brașov. În minutul 45 și 28 de secunde, Gerrit Hunt. Din nou Mahala. Vine și Radim Valhaj. Se luptă cu Pojar Marc. Și șut al lui Rasulov, care înscrie și el pentru prima dată în, în tricoul Coronei Brașov. Primul gol în shorthanded. O seară plăcută și vă invităm luni de la orele 8:30 la o nouă confruntare din Erste Liga, meciul de Corona Brașov